Păi tu nu ești de la Omul cu Șobolani? Păi și ce cauți aici la techno, la disco, la din asta? Tu aveai 17 ani, abia ai futut prima dată. Și eu am îmbătrânit și tu ai îmbătrânit. Sunt căcat pe mine. Mi s-a luat, nu mai pot să mai vorbim cu oameni. Eu sunt și un posac. Eu la unul m-am îmbătat, la două sunt acasă. Eu nu ies din casă de 5 ani de zile. Oh, ce figurant e ăsta. N-avei cum să-ți iei o bere în niște cozi interminabile. O să zic niște tâmpeli. Te rog. Pelicula, merge banda, merge banda. Nu creșteau perciuni, că era... De la electronic sau two-step, mereu de cuspe. Muzică bună să expandeze mințile înguste. Indie sau rock, poți să asculti alternativ. Printre tobe, bași, voci, pozitiv și negativ. Un sound fine, ceva nou pe timeline. The refresh, nu-s feed-ului tău, ăsta-i alt hype. Navighează ca un matelon, vine prin port. Ne vedem pe net, stai geană pe electro. Cord. Ce faci, Dane? Uite, amestec în cappuccino un piculeț de zahăr brun. Ce piesă ai ascultat săptămâna asta? Nouă. Depeche Mode. Surpriză! Băi, am ascultat ceva Depeche Mode, dar am înțeles că nu este un fake ceva asta. Albumul? Nu, ceva, un suit de remix, dar îmi scapă numele acum. Eu nu sunt bun la nume deloc. Nu știu cum, abia țin minte versurile, dar nu țin minte nume, nu țin minte... Multe, multe lucruri. Ceea ce dăunează grav interpretării pe scenă. Doar de remixuri sau în general pieselor? În general nume și de oameni. Adică au. Fac de multe ori cunoștință cu cineva ca să... De multe ori mă fac și de căcat din cauza asta. Mai am și problema fețelor. Nu le recunoști. Foarte rar, de-a lungul timpului... Asta trecând... George, îmi pare bine. Când? George, da, așa. Să-mi zici pe parcursul emisiunii de mai multe ori. Dar probabil din cauza faptului că în 25 de ani am văzut mii și milioane de fețe și așa, cred că s-a tocit acolo neuronul și nu mai face frumos. Ce am pus la emisiune mai nou, nu cred că e nou, e mai vechi, am pus Slave. Slaves. Da, Slaves. Așa. Slaves. Slaves, așa. Și am mai tot ascultat acum pentru că, na, trebuind să fac playlist-ul pentru emisiune, tot caut, sap. Pe ce piesă ai făcut dragoste ultima oară? Să zic când am făcut dragoste ultima oară. Să vedem. E așa de rar încât și în general nu cred că am timp să pun muzică, știi? Și aproape sigur, dacă pun muzică, nu se termină melodia, știi? Stai mă, că mai să intre și reclamele, avem șanse. Exact. Trebuie să am murit. Muzica e muzică, obligație. Ce bun e asta. Ce album făcea sens atunci și nu mai face acum? Atunci când? Atunci în tinerețe, când ascultai un album, ai avut un album mai vechi pe care l-ascultai, ce făcea sens atunci, la vârsta aia, și nu mai face sens acum, la vârsta asta. Nu știu, mai știu că atunci ascultam foarte mult grunge, care îmi place și acum, ascultam mult Depeche Mode, care îmi place și acum, vreau, nu vreau. Nu-mi place ce scoate în ultimul timp Depeche Mode. Depeche-ul? Da. Delta 1 nu ți-a plăcut deloc? Deloc. Adică... Where's the Revolution? Nu ți-a plăcut nici aia? Ne, foarte. Adică mult mai slab decât ce... Ce era... Da. Dar poate, na, eu nu zic că e și de la mine, că și eu am îmbătrânit, am alte energii până la alte energie. Că toți suntem la energie. Corect. Mulți îmi zic, de exemplu, că băi, n-ați mai făcut albume ca ne punem în cap niciodată. Păi. Și zic, păi, Coițe... Câți ani aveam atunci? Câți ani aveai tu atunci? Și câți aveam noi? Ce se întâmpla pe piața muzicală atunci, de nu era mai nimic? A ieșit într-un moment de secetă și în care nu se întâmpla aproape nimic și nu era nimic mișto. Erau două, trei formații asemănătoare. Scosese Vița fenomenal. Da. Mai era timpul noi cu tot felul de chestii mișto. Și au apărut noi cu Ne punem în cap. Tu aveai 17 ani, abia ai futut prima dată. Și normal că ți-a plăcut. Normal. Acum ai 40 de ani în pula mea. Când e vorba de futut, normal că ți-a plăcut. Da. Și ai trăit, ți-ai făcut adolescența pe chestia aia, normal că ți-a plăcut. Acum nu-ți mai place orice aș scoate eu acum. Și eu am îmbătrânit și tu ai îmbătrânit. Deci corect. N-ai cum să privești corect. La fel, știi? Și întorcându-mă la albume și așa... Grunge. Am zis grunge, uite, cred că atunci pe vremea aia mai ascultam și al de Erasure, pe care acum parcă nu l-aș mai asculta așa, nu. Pet Shop Boys, în schimb, mi-a plăcut și atunci, îmi place și acum. Dar Erasure parcă acum mi se pare așa, de sueto pase așa, cumva, știi, și mult prea... Am fost la meci săptămâna trecută și am auzit Pet Shop Boys Go West în galerie, o strigau băieții din galerie. Mă uitam, eram uimit că n-am mai auzit într-o galerie și era Go West. Au reinterpretat-o și strigau cu echipa cu care țineam și eram
Wow, de când n-am mai auzit așa ceva pe stadion? Și Go West-ul este mai... cunoscută, cea mai cunoscută. Mai cunoscută și mai nouță un pic. Da, 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 alea mai dinainte un pic, adică Suburbia și alte chestii. Club sau festival? Nici. Nu. Să cânti sau să... Să cânti și. Să cânti și, adică am emoții... Unde îți place mai mult? Am emoții și acolo și acolo. Ambele. Da, emoțiile la mine sunt nelipsite. Știu. Nelipsite și... Sunt căcat pe mine și acolo și acolo. Și după atâția ani. Și după atâția ani, da. La festival, parcă, unde e și mai multă lume și unde sunt oameni care n-au venit neapărat pentru mine, cred că e mai... Mai soft? E mai grav. Mult. Mai grav, da. Îmi aduc aminte la un... cred că chiar aici, la ăsta, la Electric Castle, când am fost pe zi atunci, da. Unde tu ne-ai dus. Da. Așa. Băi, știu că la un moment dat... La excelent parcă, pe care o visez. Da, 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 da. Ai uitat versurile. Am uitat, frate. Da, știu. Pe bridge. Eram pe bridge și nu știu. Da, mă, dar erau foarte mulți oameni atunci. Adică înțeleg la fiecare în parte. Deci nu, you do not do party, să zicem. Nu, nu sunt un și party. Și ca goer, ca mergi la ele, ai merge la ele, ca pur și simplu ascultător. Că eu când eram mic te vedeam în Club Web, te vedeam în Studio Martin, mergeai cu Popoian. Pe vremea aia, da. Pe vremea aia, cu unul, da. Când ți-au făcut remix-ul atunci cu Grober și cu Popoian. Da, da. Pe vremea aia, da. Păi da. Și ce s-a întâmplat între timp? Că am bătrânit. Doar asta? Asta și faptul că de atunci până acum au trecut atât de multe concerte și am trecut printre atât de multe stări cu foarte mulți oameni și totul foarte intens și așa, încât mi s-a luat, nu mai pot să mai văd oameni sau așa, plus că nu mă mai distrez așa, adică nu, eu sunt și un posac, ce-i drept, adică eu ajung la, nu știu, la 11, dacă e la petrecere de Revelion, la unul m-am îmbătat, la două sunt acasă, știi, adică... Cu sufletul vrea, dar corpul zice... Da, și sufletul parcă s-a obosit și el parcă nu mai... Eu nu ies din casă de 5 ani de zile, eu nu ies în afară de concerte, repetiții și radio, eu nu ies din casă, efectiv, eu nu mă duc nicăieri. Ce artist te-a dezamăgit atunci când l-ai cunoscut? N-am prea cunoscut artiști. Niciunul, nici din afară, nici din România, nici să zici. Nici, din România nici nu prea m-a interesat. Artan mi-e simpatic în continuare, că doar cu el am avut ceva interacțiuni. Și în rest nu prea. Nu sunt avid. Eu nu cred deloc în chestia asta cu celebritatea ca fază haioasă. Primul an de concerte, când noi atunci eram cu Atomicul și nu știu ce, eram pe... Păi acolo v-ați lansat, da. Toți eram ăla vopsit în cap, ăla nu știu ce, Cox. Eu eram... Am aflat de curând că e din Mangalia, nu știu. Da, Cox e din Mangalia. Toți eram mega... Mamă, și venea lumea la noi să ne ceară autografe și să hai, să nu știu ce. Și eu nu voiam să dau autografe. Zic, băi, n-are ce căcat. Sunt... Abia am făcut și eu două piese și am apărut televizor. Nici măcar n-am de ce să-ți dau autografe bune. Adică n-are sens. Și sunt la fel ca și tine. Nu e nicio diferență decât că am făcut un căcat de melodie și ea... Adică și lumea m-a sancționat cumva și a zis, ce figurant e ăsta, m-a pus la colț de multe ori. Dar tu de fapt erai modest. Eu de fapt priveam într-un mod cât mai normal din punctul meu de vedere și după aia bineînțeles că a trebuit să dau autografe pentru că, na, nu pot să... Ne-ți asume asta cumva. Da, și mi-am dat seama că, bă, deci, n-am să mă lupt cu morile de vânt să fiu eu fițosul planetei și așa par nesuferit. Deci nu mai plusez și cu așa ceva, știi? Ce concert regreți? Că n-ai reușit să ajungi la el sau că ai fost și nu ți-a displăcut total? Regret deja... foarte tare. Așa. The Vaccines. Okay. L-am pierdut la Summerwell. Bine, pe vremea aia nici nu-mi plăceau așa de... Adică știam de ei, ascultasem ceva, dar nu m-au spart. După aia, abia când un an, doi sau trei peste, când au început să-mi placă foarte, foarte mult, vorbeam cu Mihnea și Mihnea zice că, păi, nu au fost mă la Summerwell, nu ți-am să vii cu mine, că eu... Noi ne întorceam de la Timișoara, unde avusese în concert și de pe drum, știi cum e drum de la Timișoara, eram rupți, oricum nu merdeam mie să mă duc la Summerwell. Repet, nici nu erau nebunit după ei atunci. Mă, și după aia m-am ofticat foarte tare că ne-am văzut. Editors la fel de bun. Da, bun, da, cam boring în concert. Nu știu, mie mi-a plăcut. Da, i-am văzut, nu știu unde am văzut. La The Cure. Am fost ultima oară.
oară. Nu mai știu, dar n-au fost și la noi aici? Ba da, au fost și la noi. În parcul, nu știu unde, Eminescu sau ceva genul ăsta. Au avut chiar tot aici, ambele. Păi așa și mi-a simțit că au fost în trei locuri diferite. Da, da, da. Și la fel de mișto oriunde, adică oriunde îi pui. Mi-a plăcut, mamă, ce mi-a plăcut. Pe Arcul de Triumf. Arcul de Triumf. Dar era cu Rammstein atunci, în paralel. Nu mai știu. Ba da, era cu Rammstein, erau Big Four și Rammstein. Și mi-a simțit că în acea zi. Da. Pentru București, România atunci. Da, a fost mișto. Și știu că am nimerit, dar nu mai știu de ce și cum am nimerit la soundcheck, când a pus Gagica mâna pe chitară și cânta Teardrops. M-a încăcat pe mine, ce mișto. Frumos, da. Băga la chitară și cu voce așa, frumos de tot. Deci n-ai niciun regret? Am regretul cu vaccin. Și altfel mai am regrete că n-am prins de-a lungul timpului Oasis, Rage Against. Am înțeles că parcă... Nu mai. Mi-am luat țeapă de trei ori și eu și despoci încă o groază și nu mai cumpără nimeni. Și nu mai vrea nimeni. Am luat țeapă cu pensiunile, cu tot ce ne-a... Berlin s-a mutat. Păi și-a rupt, și-a rupt piciorul, a venit pandemia, aia, nu-l facem, dar nu avem cum să combinăm toate gigurile, mai anulăm o dată, luați-vă banii înapoi. Și noi nu ne-am luat banii înapoi de la Airbnb-uri, hoteluri, că le aveam deja. Da, și avionul, Blue Air-ul, pa la revedere, banii nu ne-am mai luat. Și am zis, ăsta-i blestemul de la Rocea. Ce spun? De la Rocea. E de la el, de la Rocea. Așa și la cineva... Comunistul dracu. Și la cineva la care ai fost și ți-a displăcut total, aveai niște... Băi, să râzi? O să râd, zi. La Depeche Mode. La care Depeche Mode? La ăsta de pe Arena Națională. Primul? Da. O, stai așa, deci au fost două pe Arena Națională, în 2007 sau 2006. E, la ăla, cred. La ăla. Primul? Da. Ok, Playing the Angel, parcă. Asta din mai multe motive. Odată, organizarea mi s-a părut foarte proastă. Eu aveam niște bilete total tâmpite undeva pe jos, niște... nu? Să stai... Nu. Nu? Da, undeva asta, pe tribună. În tribună s-a auzit ca un cur total. N-aveai cum să-ți iei o bere. Era doar bere fără alcool și nici de aia n-am prins, pentru că oricum nu suport bere fără alcool. Nici de aia erau niște cozi interminabile. Ce, o organizare execrabilă, sunetul execrabil. Mai mult, colac peste pupoză, îi văzusem la Milano cu două luni înainte. Și a fost mult mai... Și adică a fost într-o sală, într-un soi de... Normal. Valenta din aia foarte te mișto, compari. Unde m-am căcat pe mine cât de mișto a fost. Nici acum n-avem o sală. Da, evident. După, suntem în 2023, câți ani mai târziu și tot n-avem o sală indoor. Am văzut Fade No More la Polivalenta. Da. Fevery Corporation, Kraftwerk. Nu la Polivalenta, la sala Palatului, sorry. Nu. Jean-Michel Jarre la Polivalenta. Prodigy, n-ai fost? Nu cred. Nu cred. Nu ești fan. Plac, îmi plăceau, dar nu pot să zic că sunt... Dar n-am tricouri cu Prodigy, ca să zic așa. Ce piesă ai pune ca imn al României? O să zic niște tâmpenii, că... Te rog. Mi se pare România atât de prost reprezentată din toate punctele de vedere. Și ce imn avem, și ce steag, drapel oribil avem, cu o alăturare de culori execrabilă și așa. Și mi se pare că este atât de greu să pui mâna pe ceva care să definească această țară, încât e foarte greu să... Deci n-ai niciuna în cap acum? Nu cred, pentru că, deși nu mă consider patriot, dar îmi iubesc țara. Adică n-am vrut să plec niciodată de aici. Mi se pare firesc să stau și să locuiesc aici, dar mi se pare atât de complicată și atât de ne la locul ei din multe puncte de vedere, încât mi-e foarte greu să pun mâna pe ceva care să o reprezinte. Mi se pare că este un talmeș-balmeș care pe de o parte are farmecul lui, dar pe de altă parte este o mizerie execrabilă. Dar toată chestia asta, toată îmbinarea asta, cumva... O transformă în țara ta. E țara noastră, țara noastră. Și, repet, nu mă consider patriot sau ceva de genul ăsta, sau naționalist, nici pe departe. Dar aia zic, e un talmeș-balmeș care greu poate fi definit. Naționalismul e o formă de extremism. Da, evident, tâmpenia asta, că, mamă... Apropo de așa ce vorbeam mai devreme, dacă ai fi dictator, ce album ai interzice, spre exemplu? Bă, n-aș interzice nimic. Adică... Nici dacă ai fi dictator, dacă ai fi tu acum pe ăla din Nord Corea, Corea de Nord, Kim Jong. Nu să zic. Stai liniște că avem car. Avem bani, merge banda. Merge banda. Mă, cine știe. Pelicula. Merge banda. N-am nicio
nicio dorință de genul ăsta și nu sunt pentru așa ceva și nu cred că este normal vreodată să se întâmple așa ceva. De-aia nu aș interzice nimic. Că eu nu am plăcerea de a asculta anumite genuri de muzică sau a fi pentru ceva sau aș asculta eu acasă sau așa. Ce-ți displace în momentul ăsta atunci? Hai să reinterpretăm. Îmi displac foarte multe lucruri. Bagă. Îți plac manelele? Nu îmi plac. Evident. Nu, îți plac... Dar nu le-aș interzice, asta încerc să da, știu, adică, știu, eu înțeleg. Sunt oameni care se distrează pe manele. Foarte bine. Cum să interzici ceva cât oamenii se, când oamenii se distrează? Da. Sunt total de acord de la capitolul ăsta. Nu-mi plac foarte multe chestii care se întâmplă muzical și cu tineretul român din perioada asta, care mi se pare, o să sună ca moșia, știi? Vremea mea. Pe vremea mea, mama e. Să ne dai un balcon, ne pui că la Muppets, ne da, pui pe fundal exact. Acum. Da, nu, da, asta e societatea, așa se dezvoltă ea, trebuie să ai semi-înțelepciunea, că nu îți trebuie mare înțelepciune, să accepti că există și alte gusturi și alte experimentări ale anumitor chestii în afară de ale tale, ceea ce mi se pare foarte sănătos. Corect. Pentru că altfel cred că ar fi o plictiseală groaznică să asculte toată lumea grunge de dimineață până seara și să, ce, unde am ajunge? Adică corect. Deci ești deschis. Sunt deschis la modul că pot să facă ce vrea atât timp cât nu vine să-mi pună manele la ureche. Adică știi cum e, libertatea ta ți-o respect atât timp cât nu mi-o încalci pe a mea. Corect. Care a fost prima casetă cumpărată? Vivaldi sau Mozart? Vivaldi anotimpuri sau Mozart, nu știu ce era. Ok, argumentează-mi. De ce? Care a fost? Ai studiat vreun... N-am studiat nimic. Cred că era în 89 sau ceva genul okay. ăsta. Cred că eram în clasa 5-a sau 6-a, ceva genul ăsta. Cred că era totuși 89. Mi s-a părut foarte, foarte mișto. Știu că m-am fost cu mama la un știu magazin undeva unde se găseau casete de genul ăsta și am zis, mamă, ia. Aia a fost original. Înainte mai aveam chestii trase, mai atingeam de pe la radio. Dar veneau la Bulgaria, acolo era, pe acolo intrau toate, să-mi fie cu iertare. Deci cred că ați prins... De la polonezi erau. De la polonezi? Da. Erau alea Viva parcă, sau Vivo, nu mai știu, Viva parcă. Vivo. 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 Și mai erau încă unele, dar nu mai țin minte cum se numeau. De la polonezi erau. Dar asta a fost după aia, știi? Dar asta, prima originală a fost asta. Și după care am început să iau. Depeche Mode, tot aveam toate casetele originale, toate albumele. Deci ai fost depeșar. Da, clar. Clar, depeșar. Aveam evazați, aveam ciocate. Mă enervam că nu creșteau perciunii, că era modul perciunii, știi? Primul contact cu muzica electronică, ce artist? Am luat la cunoștință de muzica electronică de la Jean-Michel Jarre. Și aveam casete și cu Jean-Michel Jarre. V-am mai spus odată, e primii top 10 cele mai mari concerte din lume. Chiar 3, mi se pare, primele 3 rânduri, dacă nu mă înșel. Deci alea erau, au fost primele... După care... Cred că prin 2000 am început să bat cluburile, că așa se da. Și m-am prietenit cu Radu, cu DJ Radu. Da, da, da. Ai și remix. Mouse in House, l-am acasă pe vinil. Și făcut remix la acasă. La copilul rebel. Rebel. Dar știu că la un moment dat, prin tot așa 2000-2001 așa, eram tot așa, punea Radu și m-am dus și eu și la un moment dat pe la 4 dimineața, când știm ce se întâmpla pe la da. 4 dimineața, cum era toată lumea, așa, și mă vede unul pe scări pe acolo. Eu coboram, nu știu, mă ceau. Și eu la, bă, tu nu ești de la Omul cu Șobolani? Zic, bă, da. Păi și ce cauți aici la techno, la disco, la din asta, mă, la muzica asta? Ce are, frate? Exact, ce are, frate? E mișto, nu poți să te distrezi și pe asta, ce are? Dar tu de mă știi pe mine, ce cauți aici? Exact. Așa, trebuia să zic. Da, era chestia asta, că dacă ascultai un gen muzical, da. Ce, cum să asculti el? Păi, cum să n-asculti? Uite-te acum, la toți copiii ăștia, ascultă rock, ascultă mare. Adică mi se pare că nu mai există niciun boundary. Ceea ce e foarte bine, apropo de ce vorbeam mai devreme. Rock, știu, metal, bagă-o manea, bă, trap. După aia niște satane, eram, bă, what the fuck? Nu mai înțeleg. E ceea ce e bine, exact cum ai zis. Vorbeam la un moment dat de tot așa pe Facebook, unde se întâmplă toate nebunile, evident. Și nu aș ce zicea. Doar pe Facebook. Doar pe Facebook. Păi doar acolo mă mai dau. Adică în rest nu. Dar ai răbdare, eu nu Eu mă distrez de foarte multe. Și nu mai știu zicea de manele și ăsta Teo, de comedian. Nu asculti tu deloc manele? Bă, nici măcar una așa? Și zic, bă, nu. De unde ai aflat că sunt din Constanța? Da, exact. Zic, nici la supărare, nici la beție, nici la fericire. Bă, nu mi-a plăcut când eram mic.
de ce să-mi placă acum, că mai sunt unii care n-au ascultat. Dar cum să-mi placă piesele de atunci? Bambi Candy, care nu au plăcut atunci, cum da, să-mi placă acum, da, să merg, da, la un petre. Respect oamenii ce ascultă și tot, dar nu înțeleg, pur și simplu, dar nu... Da, nu am... De ce să interzic exact, da, cum ai zis? Știai că avea viniluri, avea tone de viniluri și avea, cred că și Frații Pește și Azur și ABBA și Beatles și Phoenix și povești neobișnuite și negru și roșii-negru și FFN. Da, 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 da. Și tot așa, adică am ascultat și Azur la viața mea vrând nevrând. Am auzit, adică că Fata Morgana, cum era asta? Nu știu. Aia era mai încoace în 90, nu mai știu, nu mai că erau pe tarabe, erau duduiau. Iar în Constanța n-avea cu să n-auzi Habibi, nu știu ce, solți de pește. Corect. Adică în Constanța n-avea cum să n-auzi așa ceva, știi? Adică... Ai mai fost acum de curând? Nu s-a schimbat. Băi, și dacă am mai fost, eu stau o seară la mama, stau, mai vorbesc puțin cu ea și altfel după aia mă întorc acasă la pisică. Am înțeles. N-am cum să stau mai mult și nici n-am ce face mai mult, pentru că nu mai cunosc pe nimeni și nici nu... Când ai plâns ultima oară pe pies? Bă, stai că de plâns plâng destul de des, dar nu știu, nu prea plâng pe piese așa. Nu? Trebuie să fie într-un moment cu un film, să fie într-o poveste? Nu știu, la filme mai plâng. Da, da, da. Mai plâng, adică poate. N-am... Moneskin. Îți plac băieții italienii? Da. Cea mai tare trupă de cover-uri? Știu, toată lumea zice asta și mie mi se pare că sună la multe chestii, dar mi-a plăcut ăsta. E un clip foarte mișto. Loneliness. Știu că îți place foarte mult ultimul album, că am văzut că ai tot postat. Da, da. E foarte bine. E foarte, mi se pare foarte lung și are exagerează pe așa, dar are câteva piese foarte bune. Dacă Iggy Pop i-a promovat, înseamnă că e ceva acolo, pe Băi, bune. Băi, adică... este și i-am văzut și live, sunt foarte mișto. Ai văzut live? Unde ai văzut live? Pe ce net. A, pe net. Eu am crezut că ai fost unde fac. Nu, n-am. Uite, așa i-am văzut eu pe ce... Da, stai. Morello, dacă nu mă înșel... Tom? Da, are un solo de chitară. Are cu ei acum piesă. Da. Păi exact asta zic. Deci este Iggy Pop, e Tom Morello de la Rage Against, care... E Dana Mariei. Da. Tare. Da, mă, Loneliest, cred că zice piesa, okay. Și are un clip foarte mișto, de i-am și trimis lui Hipno. Azi tragem și cu Hipno. Da? Da. Și am trimis, zic, ia uite cu aia ce fac ăștia. Da, da. Și ăștia, aia mi-a zis și el. Clipul e absolut superb și de-aia cred că m-a emoționat foarte tare. Și de-aia zic, s-ar putea să fi vărsat o lacrimă. Bugetul este skyrocket. Și zice ăsta și că, ai dracu capitaliștii, dracu bogații, dracu. Când ai intrat ultima oară la un concert gratuit sau când ai intrat prima oară sau când îți aduci tu aminte că ai intrat succesiv la mai multe concerte gratuit? Gratuit? Gratuit însemnând că ai sărit un gard. Nu am făcut asta niciodată. Nu? Niciodată. Hai mă! Copilul rebel n-a făcut asta. Știi cum sunt eu acum, exact ca în versiune, tot aștept să se întâmple ce să-mi zici, hai să prind ceva cu un hook, nimic. Da, m-am plătit tot timpul. Nu sunt, adică nu sunt infractor deloc, adică n-am deloc chestia asta în mine, absolut deloc. Mai ales că nu ieși. Și înainte când ieșeam sau așa, nu, infracționalitatea la mine e foarte, sunt destul de cu minte așa, nu prea, nu-mi place să fac. Că ai avut niște coaie de-a lungul timpului. Da. Și pe grunge atunci să ai curajul ăla în 97 să... Da, asta e altceva. Asta e altceva. Doar muzical când intri pe scenă. Da, asta e altceva. Dar și atunci intru împotriva fricii mele, tocmai ca să mi-o învingi, știi? Uh-huh. Că e foarte important, cred eu, să-ți învingi demonii. Și n-ai cum să-ți învingi decât făcându-le față și luându-i în piept. De altfel, nu fur, nu mint, adică încerc să țin cât mai mult chestia asta. În măsura în care se poate, evident. Că foarte mi-aduc bine. Aminte că am fost și ospătar și mai puneam la not acolo peștele. Ai fost la ospătar? Da, am fost ospătar, da. Ce tare, nu știam asta. La știu atât de multe ani, spune, da. La 8 unde? La în Constanța. În Constanța. Nu, la unde, dacă știm. În două locuri. La 17, respectiv 18 ani, pe vară, neavând bani. Evident. Eram o familie săracă. A trebuit să fac cumva vara ce făceam. Și pe lângă faptul că dădeam pentru școala de șoferi la 18 ani, ziua și noaptea mă duceam ospătar și făceam la bani o grămadă. Atunci evident că nu exista cu bon fiscal, da, nu exista, din asta nu știu ce. Și noi nu eram plătiți, ne aveam salariu, era 2 lei. Ca și acum, de fapt, cum e. Te bazezi pe tips. Da, erau ori tipsuri și nu știu ce. Și altfel mă mai hăitam cu ăia mai măricei și mai așa. Și peștele ăla n-avea 250 de grame, avea 350 de grame.
cumva, știi, adică alea, na, alea, alea au fost cumva... A uitat plâmbul în el. Are domnul, așa avea ochii. Și alea n-au fost inerente cumva, dar altfel, nu, dacă mă pui să fur ceva, nu, adică shoplifting din asta niciodată. Nu, 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 la stec, nu. Sau, aia zic, sau sărit gardul, sau haide să năzbuti din asta, nu, 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 adică sunt în cuminte. Foarte tare, nu știam asta. Mersi, bro, mulțumesc din suflet. Cum arăt mâna? Vine prin port, ne vedem pe net, stai geană pe electro.